o zi importantă pentru noi, este ziua bunătorilor de munte, o unitate cu care noi colaborăm de mulți ani, de 13 ani, dacă nu mai bine. Urez mult succes seminarului de astăzi și manifestărilor pe care le vom avea astăzi și mâine. Vă mulțumesc și sperăm ca după aceste două zile să plecați cu o impresie bună de la Târgu. Sărbătoarea doamnelor, am onoarea să vă salut domnilor comandanți, domnilor foști comandanți generali rezervă, reprezentanții autorităților locale, domnului primar și stimați invitați. În numele comenzii Statului Major al Forțelor Terestre, vă urăm bine ați venit la această activitate, seminarul de profilă a vânătorilor de munte. Suntem onorați pentru că aici se află comandanții tuturor structurilor de forțe de vânători de munte din Forțele Terestre din România și ne găsim în preajma sărbătoririi Zilei Vânătorilor de Munte, care are loc la 3 noiembrie, și ne aflăm într-un loc în care s-a făcut istorie. Suntem onorați și suntem în același timp mândri. Seminarul de profile și activitate militară aș ruga, programul este afișat, este flexibil, desfășurăm împreună cu invitații noștri, fiecare avem câte o activitate de prezentat. Aș dori ca mesaj, discuțiile să fie pozitive, să trăim un cadru pozitiv. Încă o dată, faptul că sunt autorități locale, demonstrăm că armata are deschidere către autorități și avem cu toții aceeași misiune, să respectăm muntele. Muntele pe care noi îl prețuim și pe noi ne caracterizează. Dacă programul afișat pe slide, în funcție de aveți propuneri sau aveți alte sugestii, noi încercăm să ne încadrăm în timp, pentru că el este prima etapă din sărbătorirea sau activitățile organizate în garnizoana Târgu Ogna, prilejuite cu ocazia Zilei Vânătorilor. Seminarul este prima etapă. Vă rog să vizualizați. Sunt și niște probleme administrative, avem oameni care coordonează, care ne ajută, ne sprijină și vă rog să vizualizați 2-3 minute. Dacă nu, tot mie revine sarcina și onoarea să fiu primul care prezint. Nu e misiune ușoară, dar vreau să mi-o deplinez cu succes. Slide-ul să prezentați. Prezentarea mea am intitulat-o Locul și rolul vânătorilor de munte în cadrul Forțelor Terestre ale Armatei României. Următorul slide. Am structurat agenda pe 4 idei. Următoarea. Scurt istoric. Am considerat că trebuie să trecem în revistă istoria destul de zbuciumată a vânătorilor de munte și vă prezint principalele repere. La 3 noiembrie 1916 s-au înființat structurile de vânători de munte, trupe de vânători de munte, din ordinul șefului Marului Cartier General numărul 294, prin transformarea școlii de schiori din București în corpul vânători de munte. În aceea zi, vânători de munte s-au pus deplasare către frontul de luptă din Moldova. Au ajuns la Târgu Neamț, după care în vara 1917 s-au întors de la Târgu Neamț, unde se aflau la munca câmpului și au intrat în luptă, aici unde ne găsim noi, în dealul Cireșoaia, unde au obținut cu succes o victorie locală, să zic așa. E mult de vorbit despre istoria, după care al doilea război mondial este o altă etapă importantă. Vânătorii de munte, constituiți într-un corp de vânători, au intrat în cel de-al doilea război mondial, sub comanda generalului Gheorghe Avramescu.
Perioada 1941-1944 a fost cea mai grea din istoria Vânătorilor de Munte. Au trecut prin grele încercări și au executat cele mai complexe misiuni. Acțiunile au controlat atât pe teritoriul național, cât și pe frontul de est și de vest. Lista celor căzuți la datorie nu se cunoaște și poate nu se va ști niciodată. După terminarea celui de-al doilea război mondial, antagonismele istorice au considerat că Vânătorii de Munte nu mai sunt util pentru politica, regimul politic și au fost desfințați. Astfel încât, la 14 iulie 1961, a fost desfințată ultima unitate de Vânători de Munte, Brigada 2, Brașov. În anul 1934, antagonismele istorice existente pe plan mondial între cele două grupuri militare au determinat conducerea politică să hotărească reînființarea Vânătorii de Munte. Astfel încât, în anul 1990, Vânătorii de Munte erau constituiți deja pe 6 brigăzi. La ora actuală, la nivelul Armatei României, avem două brigăzi de Vânători de Munte, două mari unități, o bază de instruire a Vânătorii de Munte la Predeal și un birou de Vânători de Munte la Statul Major al Forțelor Terestre. Slide următor. Mediul operațional. Observăm în literatura specialitate, în curentele alianțelor. Mediul operațional capătă dinamism și complexitate. Este din ce, mai, din ce în ce mai diversificat. Nu-mi propun să dau definiții, doar să vă prezint ce înseamnă complexitatea mediului operațional. Este locul unde desfășoară acțiuni militare trupele. Complexitate, dinamism, diversitatea actorilor implicați. Undeva pe imagine acolo avem ce se poate produce într-un mediu operațional sau câți de divers sunt actorii care iau parte la acțiuni și cât de importanți fiecare în parte. Dacă vedeți undeva în centru este chiar guvernul, adică elementul politic. Am voltuit la factori că lângă cel politic uman am considerat că factorul fizic este cel mai important. Factorul fizic se referă la teren. Și muntele a constituit și constituie o siguranță, o barieră de netrecut pentru toate conflictele militare. Slide următor. Aici am adâncit un pic importanța muntelui ca element de strategie națională al fiecărui stat, în mod deosebit al României. Din punctul de vedere al spațiului, munții au pentru România valoare strategică. Aceasta este dată de configurația lor circulară, de ultimul recut în centrul țării, deci de importanța lor cu totul deosebită în timpul acțiunii militare. Cine vrea să cucerească această țară, trebuie să-i cucerească munții. O acțiune adversă în forță nu s-ar putea derula ca un tăvălug de la frontiere spre munți și peste munți. Chiar dacă o asemenea premisă ar părea aplicabilă în epoca rachetelor, a nuclearea sistemului de lovire, a strategiilor de timp rapid, insistăm totuși asupra valorii strategice unice a spațiului montan românesc ca ultimă redută. Un argument este că o treime din teritoriul național al României este munte. Muntele trebuie respectat de militari, de partea civilă, de segmentul politic, pentru că muntele înseamnă educație, muntele înseamnă respect. Slide următor, vă rog. Vreau să încep cu... să vă prezint cât voi reuși să rolul Vânătorii de Munte și încep cu factorii externi. Vânătorii de Munte sunt reprezentați în trei piloni, se numim principali în exterior. Unul cel mai important este centrul de excelență NATO pentru luptă montană din Slovenia. Slovenia este o țară aproape de România. Începând de anul acesta, cu 15 noiembrie, România încadrează o funcție permanentă în cadrul acestui centru de excelență și suntem la, vom fi la masa cu celelalte steaguri. Dacă vedeți Italia, Slovenia, Croația, Germania, vom fi alături de, în bordul, în Comitetul Director al Centrului de Excelență NATO pentru luptă montană. Este cea mai importantă, este al NATO, are deschidere doctrinară, deschidere conceptuală,
Și noi ne mândrim că Bătoi de Munte au ajuns acolo în acest pilon. Stadiul următor, vă rog. Aici sunt câteva facilități. Eu am avut onoarea să ajung acolo. Am predat pentru constituire, pentru încadrare. Sunt câteva imagini cu facilitățile logistice. Stadiul următor. Al doilea pilon important este la nivel european. Este inițiativa europeană pentru instituire montană, Mountain Training Initiative. Lead Nation, conducerea acestei inițiative este Austria. Încă nu avem afiliere, dar anul trecut am participat și participăm frecvent la activități organizate și la ședințele anuale care se organizează expert talking cu specialiști din cadrul structurii de vători de munte. Avem aici oameni care au fost acolo, voi la Moleu Cristescu. Al treilea pilon, slide-o rog, Asociația Internațională a Școlilor Militare de Munte. Aici suntem membru permanent. Din anul 2009, faptul că România a organizat la Predeal, la baza de instruire, pentru prima dată întâlnirea asociației, noi am fost primiți ca membru permanent. Din anul 2009, în fiecare an participăm la această întâlnire anuală. Vă raportez că sunt 17 țări din NATO, Uniunea Europeană și Europeană sau din afară acestea. Vă dau exemplu, Argentina, Brazilia, adică are o amploare mai mare. Slide următor, vă rog. Am considerat pentru militar, pentru că aici sunt comandanții de unități și de mari unități. Tot la NATO există un cod de capabilități care să fie, și a jucat domnul comandant în special, le-am preluat exact așa cum sunt la acest catalog și le-am și pe slide. Ce trebuie să îndeplinească o brigadă de munte și ce trebuie să îndeplinească un batalion de munte. Da, slide-ul următorul loc. Ăsta e muntele. Ce vreau să menționez? Noi trebuie să fim pregătiți conceptual, acțional, sau numai în munte. Trecând de la doctrine, de la manual, să fim numai în munte, dacă suntem acolo. Sunt niște capabilități, dar aici pleacă dotarea, dar aici pleacă zestrarea și principiile de întrebuințare în lupta vătorului de munte. Slide următor. Instruirea mediul montan, în condițiile complexității și diversității mediului operațional modern, instrucția capătă un caracter aparte. Rolul principal în ducerea luptei îi devine omului sau luptătorului. Pentru că acolo, pe crestele munții, trebuie să acționeze individual sau în cadrul unităților împotriva inamicului și împotriva condițiilor viteje ale naturii. Instrucția se execută prin exerciții complexe, în scopul formării și perfecționării unor luptători puternici, fizici și psihici, curajoși, agili, cu caracter puternic și responsabil. Instrucția mediul montan determină schimbări majore, pozitive în structura psihică a luptătorului. Este dificilă și complexă. Solicităm din partea tuturor deprinderea de a se adapta la condiții grele de teren și de climă, de a traversa cu ușurință obstacolele întâlnite. Instrucția la munte cu cele două componente, instrucția specialitate, cu cele două componente, instrucția alpină și instrucția schiului, reprezintă trăsătura definitorie și particularitatea decisivă care determină specificul trupelor și care acționează în munte. Instrucția la munte este puțin costisitoare, domnul comandant, cu bani puțin se poate face instrucție. Mai departe, am considerat să, pentru că instrucția în condiții grele de teren și vreme, solicită un nivel ridicat al pregătirii fizice, da? Mai sus? Da. Cu efort îndelungat din partea tuturor luptătorilor. Profilul luptătorului montan se concretizează în următoarele caracteristici. Gândire flexibilă, o bună capacitate de sinteză și analiză, disponibilitatea de asumare conștientă a riscului în condițiile valorii exacte a gradului de dificultate, a sarcinilor comparativ cu posibilitățile proprii și o bună capacitate de învățare. Slide-ul următor. O altă componentă a instruirii este instruirea în cadrul multinațional. Ca să îndeplinim obiectivele ce vă prezentam anterior cu reprezentarea internațională, trebuie să ne pregătim pe partea națională. Adică și noi invităm la România țări cu tradiție în instrucția muntelui, partenerii strategici sau din afara parteneriatului. Avem experiențe și cu China, adică vreau să spun că vătorii de munte sunt deschiși tuturor țărilor care
vor să instruiască munte. Și Iordania a avut. Cele două brigăzi au fost implicate și vor fi implicate în exerciții de nivel brigadă, chiar mai mare, cu caracter multinațional, adică la care participă militari din alte arme și multe țări care participă. Slide-ul următor, vă rog. Nu vreau decât să concluzionez încă o dată importanța complexității și diversității și, nu știu cum să numea, mediul operațional montan, să fie o simptamă pentru să apară în limbajul nostru al militarilor. Multe elemente în strategie națională, să le respectăm și să le prețuim, iar instrucția este cea care formează luptători și ca să ne putem îndeplini misiunea. Domnilor, pentru că la 3 noiembrie, peste două zile, se plinesc, este ziua vânătorilor de munte, dați-mi voie să transmit un mesaj către toți vânătorii de munte, primul către dumneavoastră, către toți vânătorii de munte acolo unde se află, în țară, în afara țării, sănătate, îndeplinirea obiectivelor personale și profesionale. La mulți ani, vânătorii de munte. Vă mulțumesc! Și avem nevoie de o reorganizare structurală a vânătorilor de munte. Următorul slide. Aici avem o propunere, noi cei de la Brigada 2 Vânători de Munte, să introducem în cadrul unui batalion o structură de nivel companie de parașutiști. Acest lucru ne ajută, crește mobilitatea, contribuie la executarea misiunilor, realizarea surprinderii și, în plus, supraviețuirea lor, a parașutiștilor din forțele de vânători de munte în teren muntos este mult mai realizabilă, ca să zic așa, decât a unui parașutist normal care nu are treabă cu muntele. Sigur că în momentul în care o să avem și o componentă la nivelul forțelor terestre, un Army Aviation, și o să avem elicoptere de transport, o să fie foarte utile, atât pentru instruire, cât și pentru executarea misiunilor vânătorilor de munte, pentru executarea manevrei verticale. Următorul slide. Am discutat deja despre transportul anfibiu blindat. Următorul slide. Cred că o să mă întind. Suntem pe crestele carpatine, mergem așa pe o sârmă. În sensul în care avem foarte multe vulnerabilități generate de nivel de încadrare, de calitatea și nivelul personalului, de dotarea cu tehnică și echipamente, de leadership, de multe ori neadecvat la diferite structuri, mai ales la nivel mic, unde trebuie să lucrăm, să pregătim liderii, și în ceea ce privește eficiența banilor publici. Toate vulnerabilitățile, împreună cu amenințările. Amenințările sunt din Strategia Națională de Apărare 2014-2019, duc la producerea unor riscuri. Pentru noi, pentru vânători de munte, pentru brigadă, ne îndeplinim obiectivelor de instruire și implicit imposibilitatea îndeplinirii unei misiuni de luptă. Următorul slide, vă rog. În ceea ce privește capacitatea operațională. Am văzut acest scaun cu trei picioare, prima dată la un curs de relații publice, era vorba de informare internă, relația cu comunitatea locală și relații publice. Eu l-am adaptat și am zis că e vorba, aceste trei picioare ale scaunului reprezintă, unul dintre ele, resurse, celălalt doctrină, manuală, SOP-uri, iar al treilea este end state-ul, misiunea și obiectivele pe care le stabilim. Dacă picioarele nu sunt sensibil egale, nu o să fie niciodată egale aceste picioare ale acestui scaun, pentru că ar fi ideal să avem toate resursele necesare de prin misiuni. Dar va trebui în permanență să facem o analiză în așa fel încât aceste picioare să fie sensibile egale. Condițiile în care resursele
sunt insuficiente, există riscul neîndeplinirii misiunilor. Următorul slide. Eu cred că adaptarea la nouul mediu operațional este cel mai important lucru. Avem nevoie de resurse pentru personal, mentenanță, infrastructură și achiziții, pentru forțele de vânători de munte. Deja s-au făcut pași și am început să primim echipamente de când s-au alocat 2% din PIB pentru apărare și structurile de vânători de munte au beneficiat sau beneficiază deja de tehnică modernă, de infrastructură. Exploatarea oportunităților pe care le avem prin aderarea la cele trei structuri de care am discutat. Dar următorul slide. În concluzie, eu apreciez că cel mai important lucru pe câmpul de luptă este leadership-ul, capacitatea de adaptare, instruirea militarilor. Iar pentru asta noi facem toate demersurile. Prioritatea numărul 1 pentru noi este instruirea trupelor, comandamentelor, a liderilor. În altă ordine de idei, încercăm să rezolvăm problemele legate de mentenanță, infrastructură și, nu în ultimul rând, de capacitatea operațională a echipamentelor care le avem în dotare. Ce scuze dacă am depășit timpul alocat, eu vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări pentru mine, vă stau la dispoziție. Domnului colonel, rugăm să ne câteva cuvinte cu maxim 61 vânători de munte general de fi Bădrescu, Ghetea, domnul colonel Stamfuri. Bună ziua, mă bucur că sunt aici. Revin după o scurtă perioadă în care am inaugurat monumentul de la Cireșoaia, practic botezul de foc al vânătorilor de munte. Mulțumesc, domnule primar, pentru invitație. Salut tot publicul din sală, salut foștii mei comandant, colegii, colegii de la brigada, foștii colegi de la brigada de vânători de munte, vă salut pe toți acești oameni minunați. Brigada 61, o să cer să vă explic mai ce înseamnă Brigada 61. Urmărește-mă. Da? Ca să înțelegeți foarte bine istoria vânătorilor de munte, v-aș recomanda să citiți cartea lui Gheorghe Stârneci, Campania vânătorilor de munte, în special în vest, campania 41-44. Este o carte de un realism extraordinar, în care, într-adevăr, prezintă lucruri exact cum au fost, fără înflori și fără... este o carte deosebită. Brigada 61 este o brigadă relativ nouă, înființată în 91. Diferența între Brigada 2 Vânători de Munte și Brigada 61 provine, în special, dintr-o experiență mai bogată a Brigăzii 2 Vânători de Munte la Brașov și, în special, în tipul de reacție. Brigada 2 Vânători de Munte, având un tip de reacție ridicat față de Brigada 61, pe diferite trepte ale capacității operaționale, fapt care, conform planului militar în vigoare, se vor atenua până în anul 2025, în cel mai rău caz. Funcționa la Miercura Ciuc, garnizoana două județe, Covasna, Harghita, 3. Covasna, Harghita, Suceava, cu două județe, Covasna, Harghita, pe care le cunoaștem, unde sunt foarte multe provocări. Slide. Denumirea pleacă de la majorul Virgil Bădulescu, primul comandant al Corpului Vânătorilor de Munte, un simbol al Vânătorilor de Munte. Brigada 61 Vânători de Munte, la fel ca și Brigada 2 Vânători de Munte, are aceleași structuri luptătoare cu 3 batalioane de vânători de munte, sprijin logistic și sprijin de luptă. V-am spus, diferența constă în gradul de încadrare și timpul de reacție al celor două brigăzi.
Trecem rapid peste comandanții, foștii comandanței brigăzii și actual comandant al brigăzii, salut pe foștul comandant, domnul general Giurca. Slide. Deși este o brigadă relativ tânără, a fost evidențiată în diferite ocazii, premiată, decorată. Nu am participat, nu am avut posibilitatea să rulăm batalioanele în teatru de, în teatru de operații Afganistan, Irak sau Balcanii de Vest, dar am avut posibilitatea de să rulăm companii, în special cu batalionul, cu brigada, în cadrul misiunilor cu brigada 2 Vânători de Munte. Chiar am avut onoarea să am în subordine o companie din brigada 61 Vânători de Munte, pe timpul misiunii executate de mine ca și comand al batalionului 21 în Afganistan, în perioada 2008-2009. Instrucția nu este diferită de cea a brigăzii 2 Vânători de Munte. Ne concentrăm instrucția pentru pregătirea subunităților mici până la nivel companie, în mediul montan, instrucția de bază realizându-se pe timpul diferitelor aplicații sau tabere de munte. Exercițiile care majore care le avem anul acesta, avem și noi două companii, una rezervă CAFOR și una ca rezervă strategic NRF, de la batalionul 22-24, ceea ce au constituit exercițiile majore de până acum. O bază materială relativ satisfăcătoare, cu toți muncii din jur care ne înconjoară, nu avem restricții și mulțumim organelor locale, în special avem poligoanele Grohotiș, poligoane temporare și mulțumim încă o dată brigăzii 2VM pentru găzduire. În sud, la Dobrogea, capul Midia, unde executăm tragerile cu mijloace antieriene. Și la Bogata, lângă Turda, unde executăm exercițiile majore cu forțe mai mare decât batalion. Avem și noi, referitor la exercițiile multinaționale și profit, pentru că sunt aici și cred că am, știu ce spun, nu cred că există structură în Armata României alta în afară decât Vânătorii de Munte, să aibă o experiență mai bogată în exerciții multinaționale decât sunt Vânătorii de Munte. Și mă refer cu experiență pornind, dacă nu mă înșel, cu anul 92-93, domnii generali sunt aici, cu parteneri britanici, belgieni, americani, forțe speciale, care ne-au influențat foarte mult pregătirea și pot să spun că modul de gândire și de instrucție al Vânătorului de Munte a căpătat și o latură foarte puternic influențată de modul de instruire cu acești parteneri străini, excepțional ca nivel de pregătire și de instruire și profităm din plin de experiența căpătată cu aceștia. Slide. Am desfășurat și anul acesta o activitate foarte importantă în sprijinul centenarului. Sunt foarte multe activități în sprijinul centenarului, cu activitatea culminantă din 1 decembrie. Ne mândrim cu activitate de gen 100 de vârfuri, un singur centenar, asaltul Vânătorul de Munte, echipa din Cobania Cercetarea Brigăzii 61, realizând și beneficiind o mare publicitate această activitate lor. Alte acțiuni în afară de cele militare, și un exemplu sunt echipele de căutare-salvare, foarte bine dotate, începând de acest an, dotate foarte bine și cu un antrenament foarte bun, inclusiv cu subunit, cu structura aparținând ISU. La Sfântul Gheorghe, o intervenție foarte bună, la fel, o publicitate deosebită pe timpul inundațiilor.
Cum vă spuneam, am participat la nivel de companii cu diferite structuri, în special cu Brigada 2 VM, și de asemenea pot să vă spun, în cunoștință de cauză, vânătorii de nunți au influențat, au schimbat concepția aliaților privind modul de desfășurare acțiunilor militar român, în special în zona Zabul. Diferite activități importante în sprijinul centenarului. Ca perspectivă, acum, pentru al doilea an, dacă nu mă înșel, Armata Română are 2% buget privind de înzestrare. Deja au venit primele mijloacele moderne, mă refer la sistemele de comunicații, RMRI, foarte complexe, care presupune o implicare a tuturor, de la ultimul militar până la comandant, în folosirea și gestionarea lor. Ca și perspective sau direcții de dezvoltare, profit aici că este reprezentantul forțelor terestre, unde avem o mare problemă, în special cu echipamentul de supraviețuire, spune. Nu este practic nicio diferență fundamentală între un militar de la infanterie și un militar de la vânător de munte, ceea ce este inacceptabil. Deci, mă refer la ca echipament de supraviețuire în teren muntos. Da? De asemenea, o mare problemă privind vehicolul de luptă al vânătorului de munte sunt două concepte, blindaj versus mobilitate. Personal prefer mobilitatea. Cel puțin aceste două direcții le-aș dezvolta. În rest, cred că avem de toate. Bună voință și să ne adrăm bine. Mergem mai departe. De asemenea, profit că este reprezentantul forțelor terestre, aici o personalitate foarte importantă, să propun că la viitoarele misiuni ale Brigăzii 2 Vânători de Munte, o companie din Brigada 61 să facă parte din structura care va pleca în Afganistan, sau unde va pleca, probabil, da? Și am promisiunea dumneavoastră că ne veți sprijini, da? Cam asta a fost prezentarea mea. Vă mulțumesc și ne mai vedem. Și astăzi, și mâine, și de centenar. Nu ascund că va fi și un exercițiu la nivel strategic Concordia după centenar decembrie. Și ce aici veți vedea bucanci și diferite tehnică militare călcându-vă, distrugându-vă liniștea un pic. Mulțumesc! Domnului colonel. În continuare rugăm pe domnul locotenent colonel Eni Emanuel, locțitorul comandului bazei de instruire pentru vânători de munte Buceci, să ne adreseze câteva cuvinte. Domnule primar, domnilor generali, domnilor comandanți de mari unități și unități, dragi camarazi, stimați invitați, am onoarea să reprezint baza de instruire pentru vânători de munte Buceci și voi încerca succint să prezint câteva aspecte ceea ce privește instruirea vânătorilor de munte de-a lungul timpului. Cu riscul de a mă repeta în unele idei, voi reaminti că transformarea școlii militare de schivări în corpul vânătorilor de munte pe 3 batalioane, la câte 3 companii, cu un efectiv de 2000 de militari, ulterior a fost însoțită de apariția Centrului de Instrucție al Vânătorilor de Munte în garnizoana Zărnești, la 1 ianuarie 1919, în contextul politic existent la acel moment, ca necesitate. Aceasta a fost prima instituție special destinată pregătirii, instruirii cadrelor de vânători de munte în Armata României. Desființarea în anul 1961 și a ultimei unități de vânători de munte a condus ca în perioada 1964-1981 pregătirea și specializarea cadrelor de vânători de munte să se realizeze la nivelul diviziilor, brigăzilor, unităților de regimentelor și batalioanelor de vânători de munte.
La data de 1 noiembrie 1981, prin ordinul Marelui Stat Major numărul cele 001-408, din 2-a 11-a 1981, s-a înființat Centrul de Instrucție al Vânătorilor de Munte, subordonat Comandamentului Infanteriei și Tancurilor, în garnizoana Predeal. Ulterior, această instituție și-a schimbat denumirea, la ora actuală s-a transformat în baza de instruire pentru vânători de munte. De la această dată, de-a lungul timpului, în această instituție au fost școlarizați aproximativ 20.000 de militari, din care 14.000 de ofițeri și subofițeri, 1.710 militari în termen și cu termen redus, soldați, grădați, profesioniști, ofițeri străini, precum și studenți de la Academia Forțelor Terestre, cursanți aparținând armatelor din alte state. De asemenea, la nivelul bazei se instruiesc și militari din cadrul jandarmeriei și serviciilor speciale din Sistemul Național de Securitate. La ora actuală, baza de instruire pentru vânători de munte Bucegi asigură specializarea inițială în armă. Slide, vă rog. Pregătirea pentru prima funcție a ofițerilor și suboficerilor în activitate, specializarea ulterioară și perfecționarea pregătirii personalului militar, formarea ofițerilor, suboficerilor, soldaților, grilaților, profesioniști în rezervă, precum și elaborarea actelor normative specifice în domeniul specialității vânători de munte. Pentru îndeplinirea misiunii, efortul principal este îndeplinirea celor trei competențe stabilite prin modelul absolventului, și anume specialist, lider și educator. Spre informarea dumneavoastră, în anul de învățământ 2017-2018, în cadrul bazei s-au desfășurat 32 de cursuri cu 316 absolvenți. Comparativ cu anul precedent, numărul de participare a cursanților a scăzut cu 14%, chiar dacă numărul de cursuri, oferta de cursuri a fost mai generoasă cu 18%. Principala cauză este numărul mai mic de soldați, grădați, profesioniști care s-au format în instituție. Și ceea ce este îngrijitor este faptul că pentru acest an de învățământ se conturează un număr și mai redus. Ne aflăm într-o perioadă de reformare a sistemului militar. Au apărut schimbări în oferta de cursuri a instituției și aș menționa apariția cursului de formare ofițerii ofițeri cadre în rezervă pentru toate categoriile de personal, iar un curs cu tradiții în cadrul școlii, respectiv cursul de stat major, se va desfășura preponderent în cadrul școlii de aplicații pentru unități de luptă, cursanții urmând la Predeal doar partea de specialitate. În viitorul apropiat se dorește modernizarea învățământului militar, structurarea acestuia, astfel încât sistemul să devină pragmatic și performant. Pentru aceasta va trebui să ne asumăm niște riscuri, cunoștințe pentru a forma deprinderile acționale ale necesare de primire misiunilor încredințate. Slide, vă rog. După cum a menționat și domnul Colonel Zidaru, reprezentanța ai Centrului de Excelență pentru Luptă Montană din Slovenia au vizitat baza de instruire pentru vânători de munte, iar pe aceștia i-a surprins plăcut baza logistică avută la dispoziție. În acest moment există intenția încheierii unui memorandum tehnic privind cursurile care pot fi accesate de către cursanți care se pregătesc în cadrul acestui Centru de Excelență. Unul din obiectivele Centrului de Excelență este de a crea o doctrină unică, standarde de instruire de specialitate și programe de instruire pentru misiune unice pentru toate trupele montane din cadrul Alianței Nord-Atlantice. Accesul facil la aceste produse, posibilitatea integrării instituției în cadrul Centrului de Excelență, accesul la cele mai noi tactici, tehnici și echipamente, din intermediul Asociației Internaționale a Școlilor Militare de Munte, unde Mândriei suntem membri, pot garanta realizarea unui proces educațional modern.
După cum a menționat și domnul Coronel Stan, și la nivelul bazei ne confruntăm cu o serie de probleme de înzestrare, astfel încât să aliniem ultimele echipamente care sunt introduse în dotarea armatei române să existe și la nivelul instituției. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnului locotenent coronel. Urmează o scurtă pauză de aproximativ 20 de minute pentru o cafea, o gustărică. Vă invit jos.